Pentru tot mai mulți clujeni, un hobby este cel de a fi master chef în propria bucătărie. Asta presupune veselă și accesorii profesionale de bucătărie, de aceea vă prezentăm astăzi niște tips and tricks pentru alegerea acestora. Atenție la marcajele de pe tacâmuri. Aliajul din care sunt ele confecționate este foarte important pentru duritatea și pentru protecția antirugină. Oala de fontă, oala bunicii, a revenit la modă. Ea ne ajută să gătim slow food, dar au apărut și tigăile green cooking, cele în care putem găti sănătos fără ulei. Putem alege cadar de nuntă pentru miri un set de tacâmuri olandeze, configurat pentru 2 sau 12 persoane, ori un set de pahare handmade, produse în Bistrița. Suntem alături de Mugur Prahoveanu, reprezentantul showroom-ului de veselă, tacâmuri profesionale și articole de bucătărie. Mulțumim, Mugur, că ne-ai primit. Mă bucur că ați venit la noi. Spune-ne, de ce profesionale? Pentru că încercăm să aducem pe piață o calitate în plus de ceea ce era până acum. Colaborările noastre pe care le-am avut până acum ne-au dus în această poziție în care am, datorită clientelei pe care o avem, o clientelă foarte pretențioasă, să zic, am ales o anumită categorie de produse care să se ridice la acest nivel. Vrei să spui că consumatorii casnici, clujenii, sunt cunoscători, deja intră în showroom-ul vostru și în cunoștință de cauză și știu ce doresc? Da, clienții pe care îi avem sunt niște clienți foarte informați și foarte pretențioși. Și noi încercăm la rândul nostru să ne ridicăm la acest nivel. În spatele nostru avem o gamă foarte largă de tacâmuri profesionale din inox, dacă nu mă înșel. Spune-ne câteva cuvinte despre acest aliaj și de ce să alegem inoxul în detrimentul poate altor aliaje. Pentru produsele de bucătărie se folosesc două tipuri de aliaje de inox. Este aliajul de 1810 și de 1810. La ce trebuie să fim atenți în momentul în care cumpărăm niște tacâmuri din inox? Există anumite caracteristici ale acestui aliaj? Da, în primul rând toate accesoriile de bucătărie și tot ceea ce înseamnă oale, tacâmuri, sunt făcute din două tipuri de aliaj, 1810 și 1810. Spune-ne, te rog, care este diferența în momentul în care vedem marcate pe tacâmuri aceste inscripții, la ce să fim atenți? 1810 înseamnă că aliajul de inox are în componență 18% de crom și 10% de nichel. Cromul la ce ajută? Cromul este unul dintre cel mai important material. Oferă tacâmului, implicit oalelor, o durabilitate și o rezistență ridicată. Partea de nichel ajută tacâmurile și le dă o proprietate împotriva coroziunii. Am înțeles. Deci trebuie să existe și nichelul dacă dorim să nu avem tacâmuri care ruginesc prea ușor? Da, este nevoie. Dar aceste aliaje apar în mod diferit, pentru că sunt articole de bucătărie care nu pot să fie făcute din 1810. Vă referiți la ceva anume? E la vorba... oalele mari, la ustensilele de bucătărie mari. Care ar fi motivul pentru care nu introducem și acest metal în compoziție? Metoda de producție și metoda de prelucrare a materialului. Oare are legătură și cu faptul că aceste oale suportă temperaturi mari și metalul se contractă, se dilată, trecem de la fierbinte la rece? Exact. Asta este principala problemă. Dar și aliajele de 1810 cu o întreținere aferentă sunt funcționale. Auzisem de o anumită proprietate a acestui aliaj prin care se poate produsul autocurăța. Nu știu dacă nu e un cuvânt prea mult, nu știu, detaliați-ne câteva cuvinte despre asta. Datorită cromului din componența aliajului de inox, în interacțiunea cu apa, se formează niște oxizi de crom, se numesc, care fac altceva de a crea un scut în jurul materialului. E un fel de peliculă care protejează? O peliculă care protejează, exact. De aici apare și durabilitatea și rezistența ei. Așadar, câteodată apa este un aliat, ajută la crearea unui scut de protecție, alteori este bine să ștergem concret produsele pe care le spălăm, nu? Da, și menționez că chiar și în cazul aliajului de 1810, pentru întreținerea tacâmului este recomandat ștergerea lor după utilizare și după spălare. După spălare, în primul rând. Datorită faptului că în zona, în special, cele mai expuse sunt cuțitele, datorită faptului că în zona tăișului
materialul este foarte subțire. Și au acele lamele subțiri și dinți exact. De tăieră? În momentul în care rămâne pelicula pe, pelicula pe material, avem toate șansele să ruginească. Am înțeles. Iar, deci, la tipsuri puteți menționa această întreținere printr-o modalitate foarte, foarte simplă. Nu lăsați apa să se usuce pe tacâmuri, ștergeți-le cu un material moale. Și să avem și foarte mare grijă cu ce le ștergem. Să nu fie niște materiale foarte abrazive, foarte, foarte tari. E important să le ștergem cu o cârpă moale și este suficient. Lucrați cu producători din toată Europa, am înțeles? Da, principalul nostru furnizor pe partea de tăcămuri în momentul de față este o firmă din Olanda, cu care avem o colaborare de 3 ani de zile. Este o firmă care este de referință la nivel mondial în ceea ce înseamnă producția de tăcămuri. Avem toate modelele care pot satisface un client, de la modelele clasice până la cele moderne. Iar pe partea de porțelan avem o colaborare cu o firmă din Anglia, avem pe partea de cuțite profesionale cu o colaborare cu o firmă din Spania, iar pe partea de, tot așa, pe partea de articole și accesorii de bucătărie, tot o firmă din Spania colaborăm. De ce să punem accent atât de mult pe calitatea unor tacâmuri sau a unor oale, tigăi? Care ar fi diferența între aceste produse profesionale pe care le putem cumpăra de aici, comparativ cu ceva ce putem lua dintr-un supermarket? În afară de, exact cum spuneam mai devreme, clienții noștri sunt foarte cunoscători și cu nou trend de gastronomic, toată lumea le place să gătească și în momentul în care îți place să gătești, îți cauți și o anumită categorie de produse care să te desfacă în hobby-ul tău, o parte, iar pe partea a doua, produsele de calitate au și proprietățile în plus față de cele care le putem găsi la orice colț de drum. Vreți să spuneți că folosi niște tacâmuri profesionale, niște oale de gătit profesionale, toate acestea păstrează mai bine proprietățile organoleptice ale produsului? În primul rând, nu modifică structura mâncării. Avem avantajul datorită produselor. Se poate găti mult mai sănătos, nu este nevoie de ulei așa de mult. Gustul mâncării, mă gândesc că este tot păstrat în parametrii optimi? Se păstrează gustul mâncării și nu se lipește, ceea ce este foarte important. Cu siguranță nimeni nu dorește să aibă în bucătărie nori de fum deasupra aragazului. Cu siguranță nu, cu siguranță nu. Avem în spatele nostru rafturi întregi de oale profesionale. Spuneți-ne dacă sunt gândite pentru plite pe inducție, plite electrice. Toate seturile de oale din portofoliul nostru sunt prevăzute pentru toate tipurile de încălzire, inclusiv inducție. Da, uite, sunt aici. Așadar, nu mai avem nevoie de seturi diferite în cazul în care avem un aragaz mixt cu plită jumătate pe inducție, jumătate electrică. Capacele sunt într-o sticlă foarte rezistentă, iar fundul este un fund dublu, iar acest fund dublu creează și proprietatea din interior de a nu se lipi mâncarea în momentul în care se gătește. E o protecție în plus pentru mâncare. Exact. Avem de diferite dimensiuni. Care sunt oalele cele mai solicitate de către clienții care vă calcă pragul? Ce tip de oale caută în mod special? Avem oalele care merg în primul rând pe inducție, mă întorc la această discuție, pentru că, exact ce vă spuneam, lumea începe să se schimbe și trendurile încep să se schimbe și caută asemenea oale, inducție. Avem în același timp avem și oalele clasice care au redevenit la modă, sunt oalele de fontă, sunt foarte grele. Văd că se numesc chiar așa, oala bunicii. Deci așa o și denumim oala bunicii, același material, aceeași fontă zmălțuită. Da, ne aducem cu toții aminte de oalele părinților și bunicilor noștri. Exact, exact. Și se caută oale de dimensiuni mari sau medii mai degrabă? Avem și categoria de oale foarte mari, le vindem în perioada toamnei, când încă lumea mai face zacuscă. Da, se pregătesc, da, legume pentru iarnă. Dar marea majoritate a celor care cumpără oale caută oale profesionale chiar și pentru uz casnic. Avem în spatele nostru diferite tipuri de tigăi. Spuneți-ne din ce sunt confecționate și care ar fi avantajele și dezavantajele fiecărui tip. Avem în primul rând tigăile din inox, de care vorbeam de 1810, foarte rezistente, merg pe toate formele de încălzire.
acestea se folosesc mai mult în bucătăriile profesionale. Se pune și ulei, dar nu cantități foarte mari. Și avem tigăile din aluminiu, ustrat ceramic. Acestea se folosesc în, mai mult pentru us casnic, foarte rezistente, foarte ușoare și nu necesită pic de ulei. Cele mai dietetice tigăi care există pe piață în acest moment. Chiar în același, avem și categoria, se și numește green cooking, tot din același punct de vedere, pentru că nu necesită, produsul se poate prepara fără pic de ulei. Deci putem găti la ochi fără să adăugăm deloc ulei? Exact. În soare sau ulei nu este necesar. În partea de sus vedem foarte multe ustensile pentru gătit, pentru servit. Da, sunt ustensile din inox și din silicon. Se poate vedea. Tot așa, un aliaj de 18.0. Observ tot mai multe ustensile. La căldură și la modificări. Există tot mai multe ustensile pentru gătit din silicon. De ce aleg oamenii acest? Foarte rezistent la căldură și nu-și modifică forma. E foarte diferit de... Partea cea mai bună nu este abraziv. Se poate găti în tigăi, se poate găti în oale și nu zgârie efectiv suprafața interioară. Deci ar fi primul avantaj acesta, că nu distrugem oalele în care gătim. Sunt accesorii și din lemn și din bambus, dar totuși, datorită la călduri foarte mari, structura se modifică și în momentul în care gătim în interior, avem toate șansele să zgâriem suprafața. Iar în ceea ce privește rezistența la căldură, sub nicio formă aceste ustensile din silicon nu se topesc. Nu se modifică forma. Am înțeles. În ce măsură clujenii cumpără accesorii profesionale pentru servit, masa și pentru gătit? Să știți că cumpără, pentru că hobby-ul și gastronomia implică toate cele, de la partea de gătit până la partea finală. Și le place să aibă, cam din toate aceste categorii, le place să aibă. Pentru că, în afară, dacă îți place să gătești într-un produs profesional, vrei ca și să-l servești într-un mod deosebit. Așadar, alegi linguri speciale pentru servit paste, furculițe pentru salate? Da, sunt tacâmuri speciale pentru pește, care am învățat să le folosim. Sunt tacâmuri pentru unt. Da. Sunt tacâmuri pentru cocktail. Fiecare model pe care noi comercializăm, să vă gândiți că are undeva la 24 de articole. Așadar, dacă dorești un set complet de tacâmuri, poți să alegi un set gata configurat? Avem seturi gata configurate, iar clientul are oportunitatea de a-și face propriul set după necesitatea pe care o are. Așadar, dacă dorești un set doar din 4 tacâmuri, poți să alegi? Poate să-și aleagă ce tacâmuri. Fiecare, tacâmurile diferă de la o cultură la alta. Noi, având niște tacâmuri din Olanda, în prima fază, noi românii suntem obișnuiți, de exemplu, cu lingura de supă, o lingură foarte mare, pentru că suntem niște mâncători de supă. Ei, sunt niște linguri mai mici, dar, cum a trecut timpul și am observat evoluția în 2-3 ani de zile, și lumea începe să aleagă acest genul de tacâmuri. Ideea este că, în momentul în care noi am fost obișnuiți cu seturile clasice, de 6 persoane, 12 persoane. Acum familiile nu mai sunt așa de mari, se mai schimbă necesitatea fiecăruia. Și atunci noi avem opțiunea ca fiecare client, avem și cadourile speciale de cadou, pot să-și facă propriul set după necesitate. Pot fi seturi, noi avem aici seturi de 4,32, 8,70, 6,52, după forma cutiei. Vorbim acum, când spuneți aceste cifre, 4,32, vă referiți la tacâmuri complete pentru o familie de 4 persoane. Exact. Vorbim de tacâmurile de bază, cum le numim noi, cuțit, furculiță, lingură și lingură de ceai sau de cafea, în funcție de cum dorește clientul. Există moda în Cluj-Napoca, aceea de a cumpăra un cadou pentru nuntă personalizat, și mă refer strict la un set de tacâmuri profesionale, speciale pentru miri? Noi avem o tradiție foarte mare în ceea ce implică nunțile și consider că un cadou pentru o cununie nu poate fi mai potrivit decât un set de tacâmuri sau un set de pahare sau un set de porțelan. De ce ar alege un consumator casnic o oală profesională, așa cum vedem în spatele nostru? Diferența între oalele profesionale și cele de us casnic este, în primul rând, apariția procentajului ridicat de crom, de 21%, care nu face altceva decât să
crească rezistența și durabilitatea produsului, iar nu face altceva în același timp, nu reduce foarte mult energia necesară pentru prepararea mâncării și implicit timpul scurt de preparare. Așadar putem scuti timp dacă folosim o oală? Putem scuti timp și scutim energie. Cărui fapt se datorează acest avantaj? Este un nou inox magnetic alimentar, așa se numește, și păstrează mult mai mult căldura în interiorul ei. Un GuardView este soluția cea mai potrivită pentru a vă asigura intimitatea grădinii. Trebuie doar puțin atenție în alegerea speciilor de plante potrivite pentru clima și solul locului. Știați că zona Clujului este un fost bazin al Mării Sarmatice, iar solul este în general lutos, care reține multă apă și devine greu, potrivit așadar pentru speciile de foioase. Știați că rășinoasele au nevoie de un sol îmbogățit cu turbă și de gropi de plantare mai largi, până la de 3-5 ori mai largi decât ghiveciul plantei? Când trebuie să tundem gardul viu și la ce distanță să plantăm pentru un GuardView compact și des? Plantele costă, așadar luați în considerare necesitățile lor de sol, căldură și umiditate. Asta este ceea ce ne sfătuiește astăzi invitatul nostru. Suntem alături de Ovidiu Răducu, horticultor, într-un garden center, iar astăzi vom afla despre gardurile vii minune. Dacă este cazul să alegem specii de conifere sau specii de foioase, care sunt recomandările pentru fiecare tip de gard viu? Bună ziua! Bună ziua! Gardurile vii se aleg în primul rând în funcție de condițiile climatice dintr-o zonă și de soluri. Deci, solurile îndeoseb dictează ce vom planta. De regulă, rășinoasele necesită soluri mai ușoare, foioasele, de multe ori specii arborescente din care se pot face garduri vii, preferă de multe ori soluri mai grele. Garduri vii, în principiu, se fac din două tipuri de plante generale. Deci, rășinoase, și aici intră mult cunoscuții leilandi, tuia, se pot face chiar din molit, din brad, din orice rășinos, ienupăr, tisa, care iarăși este folosită destul de puțin la noi în țară, cei drept preferă și locuri mai umbroase. Iar foioasele, la fel, se pot face din aproape orice specie, cu anumite precizări. Deci unele trebuie să aibă zone de înmugurire ca să se poată face tunderi, să se poată îndesi ulterior. Și acum fiecare are anumite caracteristici legate, în primul rând. Deci ceea ce dictează tot timpul este solul și clima. Deci... Apropo de sol, spuneți-ne în zona Clujului ce tip de sol avem și în funcție de acesta ce recomandări aveți în special pentru zona Clujului? Zona Clujului, din păcate, face parte dintr-o zonă sedimentară, un fost bazin al Mării Sarmatice și solurile de regulă aici sunt lutoase, excepțional mai sunt și soluri pietroase, nisipoase, astea sunt soluri azonale, de regulă lunca Someșului, afluenții lui. Solurile grele de multe ori sunt un impediment pentru dezvoltarea anumitor specii, de multe ori și foioase. Argila ca atare nu este sol propriu-zis, argila ca atare este o rocă clastică, se știe foarte bine, când este udă reține foarte bine apa, pe urmă la o secetă, deja după câteva zile se contractă foarte puternic, ea micșorează volumul de 60 de ori și în felul ăsta apar niște crăpături foarte mari. Deci un impediment în principiu pentru dezvoltarea rădăcinilor capilare, care sunt foarte importante pentru plante. Deci ele au rolul de nutriție, nu rădăcinile groase. Și mai ales pentru rășinoase. Deci rășinoasele sunt cele mai sensibile. Ele, de regulă, zonele de proveniență, sunt zone cu soluri scheletice, solurile scheletice, oligotrofe, foarte sărace în nutrienți și ele își asigură nutrienții cu ajutorul unor micorize, unor ciuperci cu care trăiesc în simbioză. Dat fiind că locuim în zona aceasta cu soluri lutoase preponderent, ce putem face totuși pentru a ne proteja de privirile indiscrete ale vecinilor dacă dorim un gard verde? Ce ne puteți recomanda, ținând cont de tipul acesta de sol pe care îl avem, nu grozav? Deci solul, chiar dacă nu este grozav în zonă, nu există imposibilitatea acum de a planta anumite specii. Deci ele sunt și adaptabile. Deci, asta e foarte frumos la orice organism viu, adaptabilitatea. Deci unde solul chiar are o concentrație foarte mare de argilă sau a fost decopertat și a rămas doar argila, se pot face umpluturi de sol ca atare.
Și, de exemplu, dacă dorim să plantăm tuia, gropile, cu cât este mai lutos solul, se sapă cu atât mai largi ca să asigure, mai ales în stadiu tânăr la plantă sau inițial, deci dacă a fost scoasă din pepinieră, să asigure un spațiu vital, să își poată dezvolta rădăcini auxiliare, să poată ancora bine. Ulterior, planta își va duce rădăcini și în partea mai lutoasă. Vreți să spuneți că e nevoie să săpăm o groapă mult mai mare decât balotul de pământ în care cumpărăm planta sau decât ghiveciul pe care îl achiziționăm? Da, de regulă gropile nu se sapă exact cât este ghiveciul, asta chiar dacă solul e bun. Deci gropile de regulă se sapă de 3 până la 5 ori mai largi. Asta depinde și ce cantitate de argilă. Dacă, de exemplu, este doar argila din subbasment, deci s-a decopertat solul și rămâne doar argila, acolo groapa e necesar să fie făcută mare, altfel nu se va dezvolta nimic. Argila nu lasă nici măcar speciile erbacee primare să se dezvolte. Săpăm o groapă de 3 ori mai mare decât ghiveciul plantei. Cu ce o umplem? Există niște soluri pe care le putem cumpăra dintr-un garden center speciale pentru conifere, să spunem, dar fiindcă suntem la capitolul conifere acum? Exact. Deci sunt soluri care acum nu putem aduce solul exact, dacă, de exemplu, cu Cupressus leylandii nord-american, nu putem aduce pământ din America de Nord. Dar s-au luat soluții, s-au găsit întotdeauna soluții pentru a crea un mediu asemănător, nu chiar identic cu cel din care provin plantele, și anume solurile pe bază de turbă, cum este substratul pentru conifere. Aici nu pot să intru în amănunte să zic că o firmă are sol mai, are un substrat mai bun ca o altă firmă. Astea se pot găsi de regulă, deci important e când se cumpără, când se achiziționează substratul respectiv, la desfacerea sacului, să nu aibă miros urât. Dacă miroase a stătut, a canal, să zicem, nu este bun, cu siguranță, pentru că deja începe să-și schimbe parametrii. Pentru că orice sol, orice substrat, deci ce vine la sac, de regulă nu putem zice că e un sol, pământ ca atare. E un substrat. Turba ca atare este organică, provine din putrezirea mușchiului sphagnum și a altor plante adiacente ce cresc în mlaștinile de turbărie, deci inclusiv pin, diferite specii de ferigă, intră într-o proporție mai mică, dar ele, dacă putrezesc în mediul anaerob, pot să ajungă să se carbonizeze, să dea cărbune de turbă, deci își schimbă parametrii, nu mai este bun pentru plante. În spatele nostru avem un sortiment de leylandii sau de tuia? Exact. Și care e diferența între cele două? Pentru necunoscători par foarte, foarte asemănătoare. Exact. În spatele nostru avem două sortimente de Cupressus leylandii. Deci Cupressus leylandii, spre deosebire de tuia, asta se poate face diferențierea între leylandii, între Cupressus în general, că de altfel e un hibrid. Aici putem intra în detalii foarte multe. Acest hibrid, ca și de altfel speciile botanice, ca și camecipari, și au vârfurile ușor îndoite. Se văd vârfurile ușor îndoite, spre deosebire de tuia. Și acele sunt imbricate într-o altă manieră față de tuia. Au aspect de pană, ramurile ca atare. Sunt specii de regulă, sau cum este acest hibrid, cu creștere rapidă. Hibridul a fost creat special pentru a face perdele de protecție. Aspectul de pană este cel la care vă referiți, adică e plată ramura? Exact, la ramură și la frunze. Deci e mai degrabă aspect de antene de fluture de noapte. Asta este aspectul general. Există vreo diferență între leylandii aurii și leylandii verzi în afară de aspect? Există și diferențe între leylandii verzi. Deci leylandii sunt o gamă cu presus leylandii ca atare. Când a fost creat hibridul Marea Britanie, a fost creat inițial între Cupressus macrocarpa și Cupressus nutcatensis. Pe vremea aceea se credea că este Cameciparis nutcatensis și deci ieșea un hibrid intergeneric între două genuri de rășinoase, ceea ce este imposibil. De asta a și rămas denumire și acum în horticultură, se găsește sub denumirea de Cupressociparis leylandii, dar nu este cu Cupressociparis, ci cu Cupressus X leylandii. Leylandii după generele celui care a creat hibridul. Cei galbeni deja au în compoziție alte specii. Acum nu sunt foarte multe specii din gama Cupressusului nord-american și s-au făcut în funcție de climă, îndeosebi sau soluri. Mai mult climă. Unele sunt iubitoare de căldură, altele de zone mai reci. Recomandați amestecul diverselor specii de conifere pentru a crea un gard viu?
Recomand amestecul de rășinoase pentru a crea un gard viu, dar aici vorbim doar de specii înrudite, deci cum ar fi, de exemplu, cu presaceele. Se pot pune împreună tuia smaragd cu cupresus leilandi, numai nici nu trebuie exagerat. Deci să nu se ducă la un amestec prea, prea important. Bine, aici ține și de gusturile fiecăruia. Dacă se vrea o perdea vie, un gard viu monoton, se poate face fie din tuia smaragd, tuia occidentalis, varietatea smaragd, care e foarte rezistentă, fie din cupresus leilandii, care crește foarte repede, se pot face amestecuri și între ele. Eu, de exemplu, tuia occidentalis columnaris, nu o recomand cu căldură, se face destul de urâtă. Pot să zic că am greșit ceea ce zic acum, urât la o plantă, că nu există plante urâte, dar dezvoltă multe conuri în perioada toamnei și are un aspect ușor neîngrijit și neplăcut. Dar se pot face și cu ienuperi, numai că o să aibă un aspect, ele necrescând la fel, o să aibă un aspect foarte eterogen, foarte diferit. Vreau să vă întreb la ce distanță putem planta coniferele între ele pentru a avea un gard viu compact. O jumătate de metru, un metru, cât să le lăsăm, cât spațiu să le lăsăm pentru a nu se sufoca, dar a ajunge să creeze și o perdea de protecție? Depinde acum cât dorim să fie de înalt gardul viu. Asta trebuie luat în considerare. Depinde de orientare, spre ce punct cardinal suntem. Dacă este o zonă în plin soare și dorim un gard viu de înălțimi foarte mari, să zicem chiar perdea de protecție la un 7, 10, 12 metri, nu putem să-i plantăm din 40 în 40 de centimetri pentru că o să intre în concurență. Și atunci o să avem o plantă mai înaltă, patru mai mici, una iarăși înaltă, deci o să aibă un aspect foarte dezordonat. Se plantează în funcție de aceste criterii. De exemplu, dacă vreau să-i am la 2 metri înălțime, o să-i plantez în funcție acum și de gabaritul plantei. Cupresus leilandi tinde să fie arbore, tuia occidentalis tinde să fie arboraș. Și atunci îi vom planta, să zicem, tuiele le vom planta la 70-80 de centimetri, cupresus leilandi vom planta la minim un metru. Părerea mea e că distanța de un metru între tulpini să fie asigurată. Cu cât dorim să crească mai înalți, cu atâta mărim distanța între ei. Dacă dorim să-i avem la 9, 10, 12 metri, atunci trebuie să aibă vital cam 4-5 metri distanță între ei, pentru că ei oricum în timp se vor umple de ramuri, de frunze, deci o să aibă un coronament bogat. Suntem la zona de foioase a gardurilor vii. Ne spuneți câteva cuvinte despre ceea ce avem aici alături de noi? Da, aici avem ceea ce se caută cel mai mult dintre foioase, foioasele cu frunze coriacee persistente, deci care rămân verzi și în timpul iernii. Și aici avem Prunus laurocerasus, destul de recent, aș putea zice, intrat în lumea gardurilor vii în România, de când s-a mai încălzit și clima, că e o specie care are proveniență zona mediteraneană, submediteraneană, de altfel o specie care s-a adaptat și are încă de mai mult timp cultivaruri, cum este zabeliana, în flora subspontană, flora cultivată, mai bine zis. O specie cu creștere rapidă și formează garduri vii compacte, dar la o înălțime mai mare și durează mai mulți ani până formează garduri vii mai compacte. Ce înseamnă creștere rapidă? Cam câți centimetri pe an? Și o creștere mai rapidă, asta înseamnă poate să crească și la un metru, un metru 20 pe an. Deci el preferă de obicei anii calzi. Preferă solurile calcaroase, deci ceea ce e perfect pentru zona Clujului, pentru depresiunea Transilvaniei. Drenajul nu e o problemă pentru el, deci fiind foios, poate să elimine prin limbul frunzei mai multă apă față de un rășinos. Și atunci rezistă și la excesul de apă din sol. În schimb, pot să apară probleme dacă excesul de apă în sol este într-o zonă mai rece. Oricum, el este o plantă iubitoare de soare mult, deci se va planta doar pe porțiuni orientate sud, să aibă soare toată ziua. Sunt și excepții când se poate planta, să zicem, pe o latură vestică sau estică. Zona Clujului este ok pentru el. Nu putem să-l plantăm, de exemplu, în zona Mărișelului sau undeva mai la munte, pentru că acolo deja vor fi probleme cu planta, va îngheța în timpul iernii. La această dimensiune, ramurile mi se par destul de rare. Câți ani ia aceste plante să facă un gard viu compact prin care nu mai trece privirea? Deci planta, să știți, crește foarte repede. Creșterile nu sunt
doar dintr-un punct, doar dintr-un singur punct central, ea ramifică abundent. Având în vedere că plantele sunt și în ghivece mici, nu poți să aibă o creștere rapidă. Planta, din momentul în care a fost pusă, plantată în grădină, creșterile vor exploda. Poate nu chiar din primul an, dar din următorii 2-3 ani, în 5 ani oricum aspectul va fi cu totul altul și va închide absolut tot câmpul vizual. Cum o putem tunde? De unde putem tăia ca să nu greșim? Iarăși, dacă vine vorba de garduri vii, aici nu se poate greși nimic. Deci, tăierile se pot face absolut oricum, de oriunde, nu trebuie să fie neapărat deasupra unui mugure, mai ales dacă este vorba de un gard viu de dimensiuni foarte mari, ar lua prea mult timp să facem tăieri ca la alte specii foioase, de exemplu pomii fructiferi, tăieri în unghi de 45 de grade deasupra unui mugure dormind. Tăierile le vom face aleatoriu, în funcție de ceea ce nu ne convine, asta eliminăm, sau ce trebuie eliminat pentru o mai bună dezvoltare laterală sau vârfurile iarăși. Deci, oricum, planta va forma multe alte ramuri și va crește foarte deasă și frumoasă. Este o plantă cu frunze veșnic verzi, așadar este unul dintre puținele foioase care își va păstra frunza pe gard și ne va feri de privirile vecinilor. Avem în față aici un alt tip de gard viu foios. Da, în față avem un gard viu foios, un gard viu cu care suntem mai mult obișnuiți. E o varietate aceleia pe care îl știm de altfel plantate în oraș, Ligustrum ovalifolium sau lemnul câinesc. Lemnul câinesc e și specie autohtonă, crește în zona pădurilor de foioase, din zone de la câmpie, deal, munte, munte mai jos de regulă. Specie foarte adaptabilă, în climă mai caldă tinde să fie semi-caduc, adică frunzele nu vor cădea toate în cursul iernii. Depinde cât este de rece iarna. Dacă este o iarnă plândă, își va păstra frunzișul pe el. Bine, nu va arăta la fel de des și de plin de frunze ca și Prunus laurocerasus, dar totuși va avea ceva frunziș pe el. E un gard viu foarte rezistent, adaptabil la orice tip de sol, creșterea este rapidă, mai ales când plantele sunt tinere, suportă foarte bine tăierile, nu se arde, deci se poate tunde și în timpul verii, de altfel și Prunus laurocerasus se poate tunde în timpul până la ce înălțime poate să ajungă? Prunus laurocerasus în clima noastră poate să ajungă până la un 4 metri înălțime. Până acolo ar fi înălțimea maximă. De regulă, plantele cu cât ies din arealul lor, deci să zicem zona mediteraneană este arealul prunusului laurocerasus, acolo poate să aibă statut de arbore, la fel și smochinul. Dar având în vedere că aici este limită de areal, atunci el este doar arbust și se va păstra ca atare cu habitus de arbust. La ăsta ligustrumul va rămâne cam la 3 metri maxim înălțime. Nu mai arată bine dacă crește mai mult. Este suficient pentru a nu trece privirile dincolo de gard. Exact. Mai există carpenul care poate fi folosit și el ca suport pentru gard viu? Sigur că da, gard viu foarte frumos se poate face din carpen, care la fel este foarte plastic în teren, deci din carpen, Carpinus betulus, se pot face garduri vii foarte frumoase, se pot face garduri vii, aș putea zice, mai frumoase decât din orice altă esență de foios. Deci asta trebuie luat în considerare, e specie autohtonă, specie ușor adaptabilă, se face foarte des, rezistă foarte bine la tăieri. Ar fi ceva probleme cu dăunătorii, dar asta se pot rezolva pentru că majoritatea plantelor au probleme cu dăunătorii, mai ales aici când vine vorba de un oraș unde grădinile sunt, oarecum să zic, înghesuite, dăunătorii trec mult mai repede dintr-o grădină în alta sau chiar din pădure, din fânațele sau pășunile învecinate. La fel ca și carpenul, deci mai este cărpinița, Carpinus orientalis, care preferă soluri mai uscate, sau gardul viu minune despre care se tot vorbește, Ulmus pumila celer, dar să știți că aici ar fi un mic impediment, ce citisem recent despre el, este specie de zonă rece, deci el crește inclusiv în Mongolia, în stepele mongole. E o specie care necesită soluri foarte uscate și necesită ierni foarte reci. Deci un climă continentală, temperatură continentală excesivă, ceea ce la noi nu există. Deci iernile umede îl pot omorî. Vă referiți acum la gardul viu minună, acel gard format din ulm de Turkestan. Iar iernile mai ploioase și umede, în ce mod le afectează? Apar dăunătorii sau de ce e o problemă pentru acest tip de plantă? Deci, specia ca atare nu provine doar din Turkestan, deci specia are un areal foarte mare, în felul ăsta prezintă și anumite variații,
Varietatea asta e o varietate de regulă arbustivă. Specia ca atare, având în vedere că ea crește într-o climă temperat continental excesivă, are nevoie de iernă uscată, deci are o adaptabilitate aparte la uscăciunea din teren. Dacă apar condiții de umiditate când nu trebuie, duce la putrezirea rădăcinilor. De altfel, ce se întâmplă cu orice plantă când nu e necesară prea multă apă în substrat, în special în perioada rece, când ele sunt în repaus, nu mai au nevoie de așa de multă apă. De aia, din luna septembrie, plantele ar fi bine să nu se mai irige. Scade și ziua, scade și intensitatea fotosintezei, deci nu mai este necesar. Și rezistă cu umiditatea absolut naturală? Cu umiditatea din naturală rezistă foarte bine. Acum iernile pot să-l afecteze, nu neapărat umiditatea din sol, poate să-l afecteze și umiditatea din aer. Vedeți că iernile au o tendință să fie temperat oceanice, adică mai mult ceață, nu mai este anticiclonul siberian, de obicei vremea bună și foarte friguroasă de la sfârșitul mijlocului ianuarie, început de februarie, mai mult predomine ceața, deci iarna tipică de Europa vestică. Thank you.